Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Orizontul Cunoașterii. Astăzi continuăm seria de emisiuni despre liberul arbitru și o să facem partea a doua la întrebări și răspunsuri, pentru că nu am avut timp să răspundem la toate întrebările. Suntem din nou la cabinetul de hipnoterapie Artița Alchimie, al Aliniei Avrămasca. Bine ați venit! Bine te-am găsit și o să începem să răspundem la persoane care au rămas, o parte dintre ele au întrebat de ce ne-a răspuns și nu era timp. Nu era timp. Da, că am răspuns acum mai este. Pe larg. Da. Acum începem cu doamna Gabi Stoica, pentru că rămăsesem să vorbim, da. Să răspundem la comentariile dânsii. Da. Doamna Gabi Stoica spunea într-un comentariu, frumos comentariul doamnei: am ascultat emisiunea și, desigur, nu avea cum să rezolve această problemă atât de spinoasă, chiar dacă invitatul este competent, iar moderatorul foarte potrivit pentru a puncta unele lucruri și chiar pentru a le readuce pe făgașul cel mai plauzibil. Mulțumim pentru apreciere! Din nefericire, toate argumentele posibile din toate domeniile duc spre ipoteza că nu există liber arbitru. Capitolele vieții sunt deja scrise, spune doamna. Continuă, în interiorul capitolelor vieții e posibil să avem oarecare libertate, în sensul că din două rele, să zicem, îl alegem pe cel mai puțin rău, din punct de vedere spiritual. Dar evenimentul general, să zicem o căsătorie nefericită, oricum va avea loc. Faptul că există predicții precise despre ce va face un om peste câteva zile, de exemplu, probează că totul este înscris undeva. Paradoxul este că trebuie să știm ca și cum, pardon, trebuie să trăim ca și cum am avea liber arbitru. Altfel nu am putea trăi. Totul face parte din această iluzie a vieții. Venim pe pământ cu scenariul și rolul deja scrise. Probabil noi ne-am ales asta chiar dacă am uitat apoi. Cum zice în cursul de miracole, facem o călătorie încheiată deja. Comentariul doamnei mi s-a părut foarte frumos. Da, este frumos, da. Eu am scris un mare corect aici, pe tot comentariul, și am subliniat două aspecte foarte importante. În interiorul capitolelor vieții e posibil să avem oarecare libertate. Da, e posibil. Așa cum și în emisiunile anterioare am spus amândoi, există această posibilitate. Nu suntem siguri, nu știm sigur, dar există posibilitatea să avem oarecare libertate în interior. Ceea ce spuneam despre infinitatea de potențialități, care noi o percepem a fi o infinitate, mintea noastră o percepe astfel, da, acolo avem posibilitatea, cum zice doamna, o oarecare libertate de a alege între potențialele respective. Și alegem unul sau altul. La fiecare moment, la fiecare clipă, avem o intersecție de drumuri. Și nu două drumuri. E o infinitate. De fiecare dată e un număr foarte mare de posibilități în care noi putem alege. Întindem mâna și aducem în manifestare. Pentru că, de fapt, ne îndreptăm atenția către potențialul respectiv și el începe să se manifeste. Asta înseamnă că întindem mâna. Eu îl spun metaforic, întindem mâna. Dar și aici, cum am mai spus, s-ar putea să nu fie liber arbitru. Adică așa să fii predestinat să fii, să alegi ceea ce... Să alegi potențialul respectiv. Da, dar să totuși, crezi că ai mai multe totuși potențiale. Pe calea spirituală, dacă respecti legile care sunt, care ești în acord cu divinitatea, nu? Și atunci cred că nu ești împiedicat dacă alegi să mergi pe calea asta spirituală. Adică să ai realmente un liber arbitru. Deci asta este liberul arbitru, să mergi pe calea care trebuie. Liberul arbitru, da. De fapt, să-ți îndrepți atenția către conștiința divină sau nu? Când îți îndrepți atenția către conștiință, de fapt, aduci pe Dumnezeu în manifestare. De fapt, intri pe calea ta, cum spun unii, și când îți retragi atenția, adică îți îndrepți atenția către altceva, adică dacă în background-ul tău, în mintea ta, nu rulează în mod constant ideea că Dumnezeu există și se manifestă în tot și în toate, atunci înseamnă că ți-ai îndreptat atenția către altceva. Și atunci pur și simplu nu-i mai validezi manifestările, ci validezi o iluzie. Adică aduci în manifestare o iluzie. Că tot ce e altceva decât sine divin e o iluzie. Adică când îți îndrepți atenția către altceva, acel altceva de fapt e o iluzie. E o iluzie, da. Este o hipnoză. E o... creație din propriu zis o creație a minții, o iluzie a minții, percepția ego-ului, o halucinație.
percepția realității ego-ului. Da. Cum zicea Emil Seth, care l-am postat și eu pe Facebook, creierul tău halucinează realitatea conștientă. Da, deci e o halucinație. Da. Asta e. Doamna zice, la un moment dat, ce am mai subliniat eu aici, dumneavoastră are dreptate, îi dau dreptate în tot comentariul pe care l-a făcut. Mi-a plăcut faptul că au zis paradoxul este că trebuie să trăim ca și cum avea liber arbitru, altfel nu am putea trăi. Da. Totul face parte din această iluzie a vieții. Are dreptate, doamna? De ce spun că are dreptate? Pentru că foarte mulți maestri spun așa. Nu asta este calea. Dar dacă nu mergeți pe calea asta, nu ajungeți unde trebuie. Când veți ajunge în punctul de iluminare, să zicem, în punctul în care trebuie, în care zic ei că ajungem la fericirea supremă, abia atunci îți dai seama că nu a fost tocmai calea. Nu asta a fost calea. Dar dacă nu făceai pașii ăia, nu ajungeai acolo. Deci cumva când te trezești, cum zice Jung, când te trezești în grădina realității divine, că așa zice la un moment dat, în Cartea Roșie, îți dai seama că drumul din urmă a fost doar o iluzie, o păcăleală, o minciună. Că de fapt nu era ăla. Dar dacă nu-l parcurgeai, nu ajungeai în grădina divinității divine. Fericirii divine. Da. Da. Mai spune acolo că din două rele să alegi pe cel mai bun. Dar de unde știi că l-alegi? Pe cel mai puțin rea, adică da. De unde știi? Nu știu asta. Nu știi, dar cred că e un aspect de intuiție aici, da. Că intuiția din interior, avem conștiința cristică în noi. Conștiința cristică este balanța care ne spune dacă e bine sau nu pentru mine. Acum, pentru altcineva, nu știu cât de bine este sau cât de nu. Dar balanța divină îmi spune, adică bine și rău, e relativ, îmi spune dacă sunt pe drum sau nu, dacă am deraiat sau nu, dacă ocolesc sau nu, cumva. Îmi dă niște semnale. Și da, aici îmi pot da seama. Chiar dacă nu știu în mod logic. Logica aparține conștientului, care e de 1%. În subconștient, acolo avem conștiința cristică. Acolo, fiind conștiința cristică, ea vine cu intuiția, cum îi spunem noi, sau clar viziune, sau flash-uri, și ne zice, cumva, printr-un semnal. Semnalul poate fi faptul că mă simt bine sau că mă simt rău, fizic. Da. Mă poate durea capul și ăsta e un semnal. Cineva vine și mi-atrage atenția unui aspect și mă supără. E un semnal. E un semnal că nu mai că am deraiat un pic, că nu mai sunt pe unde trebuie pentru mine, pe drumul cel mai scurt, pe drumul cel mai frumos. Cel mai puternic semnal este boala. Da, sunt semnale care mai de care mai puternice. Depinde cum le percepe fiecare. Da, că eu, de exemplu, boala nu o percep ca mod negativ și nici nu o percep rău. Pentru corpul meu o manevrează altfel și nu percep nici durerea cum trebuie. Și atunci, pentru mine, de exemplu, un semnal e ca emoție. E așa, mă lovește trenul când e vorba de emoție. E mai rău decât orice boală. Să zic așa, da. Pentru alte persoane, într-adevăr, boala este o problemă, durerea este o problemă. Pentru că corpul reacționează ca atare. Deci Dumnezeu ne dă obstacole și pentru ca să creștem și pentru ca să ne întoarcem la drumul drept. Clar. Da. Noi le considerăm obstacole. Da, de fapt, el da. Ne ajută, ne dă o treaptă pe care să pășim. Noi zicem că e un obstacol, că trebuie să depunem un efort. Dar e o simplă treaptă pe care trebuie să pășim. Depinde cum te raportezi la moment. Pentru că moartea cuiva, pentru mine, înseamnă o eliberare. Da. Eu sunt fericită pentru persoana aia, într-un fel, într-o anumită măsură, în subconștientul meu, mă supăr că nu-l mai văd, da. Că nu-l mai văd, că nu mai interacționez cu el. Da. Dar știu în profunzimea ființei mele, și chiar știu, că e mult mai fericit, că este bine, că este într-o vibrație frumoasă, armonioasă, de liniște, de pace, de armonie, indiferent care a fost viața lui și unde s-ar fi dus după, tot este mai în armonie cu vibrațiile divine. Acum, la nivel teoretic, știu mult lucrul ăsta, dar depinde cât este de atașat de persoana exact. Pentru care alții, a plecat dincolo. Da. Pentru alții este un șoc. Da. Exact cum ziceam, l-a lovit trenul. Cum pe mine la emoție, în anumite situații m-a lovit trenul, pe ei lovește trenul în situații de genul ăsta. Și o resimt într-un mod acut. Și da, deci, aici e chestiune de percepție, pentru că acea piedică sau acea treaptă, eu o pot vedea ca treaptă, altcineva o poate vedea ca piedică.
Da. Și atunci e doar o chestiune de percepție și la durere sau la suferință ne putem raporta știind despre ce e vorba, știind că e o treaptă pe care pășim, putem să ne detașăm, să avem compasiunea față de noi înșine și să ne respectăm drumul sinelui nostru, a sufletului nostru, pe drumul pe care și l-a ales. Da. Nu știu eu, Alina, ego-ul, 1% din mine, nu știu care e drumul efectiv care l-a ales sufletul, dar mă las ghidată de el. Și atunci, da, cumva, fiind în rezonanță cu el, pot să stau mai relaxată în momentul în care știu că îmi vine cerul în cap într-o situație și într-un flash, într-o secundă, îmi dau seama, stai, că asta e o treaptă pe care trebuie să pășesc ca să, să fiu în conexiune cu sinele meu, pentru că nu degeaba a venit acolo treapta, a venit să mă ajute să mai urc un pic. Da. Mai comentez? Am terminat. Mulțumim, doamna Gabi Stoica, foarte frumos comentariu și revelator. Da, pentru mulți dintre noi. Să răspundem lui Florin Dumitru? Da. Da, pe el l-am următorul. El spune că liberul arbitru trebuie să-l mereți. Fiecare avem o doză mai mare sau mai mică de liber arbitru în funcție de cât de conștienți și de evoluați suntem. Nu mă referi la cunoaștere, ci la conștiență. Gradul de evoluție nu ți-l dă neapărat gradul de cunoaștere, altfel toți colecționarii de cunoștințe și orice de bibliotecă ar fi foarte evoluați. De fapt, fac deosebire între a ști și a cunoaște. A ști nu implică experiență directă. Știu pentru că am aflat de la alții, pe când cunoașterea implică experiența directă și dezvoltă conștiența. Așa evoluăm. După ce am ales, suportăm consecințele alegerii. Dacă alegi bine în armonie cu legile de bine, prin care Dumnezeu guvernează totul, atunci îți merge bine. Dacă nu suferi, și cine e dispus să suferi la infinit? Învățăm prin proprie experiențe sau ale altora, devenim din ce în ce mai conștienți, liberul arbitru se extinde și evoluăm. Asta e doar părerea mea. Ei, aici mai are și niște contradicții. De termeni doar. Da, da. Sunt sigură că esența pe care am vrut să o transmită este în regulă. Da. Eu am niște comentarii aici. Devenim, într-adevăr, din ce în ce mai conștienți. Și liberul arbitru se extinde și evoluăm. Dar, de fapt, Domnul a vrut să zică că liberul arbitru, probabil liberul arbitru. Subconștientul nostru se extinde în mod constant. Și da, evoluăm prin experiență. De fapt, nu e liberul arbitru. Da, e subconștientul. Da. Zice domnul Florin Dumitru că liberul arbitru trebuie să-l meriți. Aici am un comentariu, da. Toți suntem sine divin. Pentru că dacă n-am fi, n-am exista. Tot ce e în existență este expresia sinelui divin. A spune asta, că trebuie să-l meriți, înseamnă de fapt a spune că Dumnezeu trebuie să merite sau că câteodată nu merită. Deja nu-mi sună prea corect, nu-i așa? Dar a vrut să spună altceva. Nu știu ce a vrut să zică. A vrut să spună că atunci când devii conștient, ai liber arbitru și atunci îl meriți. Eu cred da, că asta a vrut să spună. Fiecare avem o doză mai mare sau mai mică de liber arbitru în funcție de cât de conștienți și de evoluați suntem. Aici evoluați, e greșeală de exprimare, pentru că sinele divin doar se autocunoaște, nu evoluează, nu involuează, doar se autocunoaște pe el. Dar se referă tot la ego. Da, da. Dar în funcție de cât de conștienți suntem, aici gradul de conștiență înseamnă gradul de prezență, de a fi în prezent. Și îți dă posibilitatea să ai deschiderea, să vezi și să înțelegi că ai mai multe opțiuni, adică mai multe potențiale din care poți alege. Aici comentariul e clar. Domnul zice că nu s-a referit la cunoaștere, ci la conștiență. Ce înseamnă cunoaștere, ce înseamnă conștiență? Nu prea o legătură una cu alta, pentru că a fi conștient, a fi în prezent, înseamnă a trăi experiența pe care sinele o ales o să o trăiască, iar cunoașterea deja înseamnă o chestiune a minții. Pentru că cunoașterea ține de, nu de mintea universală, ci de mintea egoului. De creierul meu, care se strofoacă de zor nevoie, de fapt de conștientul meu de 1%, care se strofoacă să înțeleagă lucrurile, care lucrurile divine adesea nu pot fi înțelese de logica creierului nostru. Da, are totuși un rol și mintea la început când pornești pe drumul ăsta. Mintea are nu un rol foarte important, da. Nu poți să așa practici. Este. Da, ideea este că trebuie întâi, invers procesul, trebuie înmagazinate ca să semințe subconștient, subconștientul să le proceseze,
să creeze niște rădăcini și un fundament și apoi să scoată, să crească frumușel și să scoată arborele ăla în conștient. Și când îl aduce în conștient, atunci conștientul procesează în mod logic și sistematic informația și abia atunci este decodificată pentru mine ego-ul Alina. Deci aici vis-a-vis de cunoaștere, ca să mulțumească mie ego-ul, să zic gata, cunosc mai mult. Dar așa cum au spus și mulți maestri, am ajuns și eu la concluzia asta în timp, cu cât cunoști mai mult, cu atât ai senzația că nu cunoști, cu atât vrei să cunoști mai mult și devine obsesiv-compulsiv. Vă spun din proprie experiență. De ce înveți, de ce ai mai învățat, că ai senzația că nu știi suficient. Și de ce, nu știi, de ce crezi că nu știi suficient, de ce ai mai acumulat informație. Și te pierzi în încrengătura neuronilor, de fapt, a creierului, a gândirii logice. Și uneori, dacă nu combinăm, de repet, dacă nu luăm informația din subconștient, adică intuiția, ceea ce vine din sinele divin, să o trecem prin filtru gândirii și doar o mergem invers, ducem informația din logică în subconștient, atunci s-ar putea să cădem într-o capcană foarte periculoasă și să zicem că evoluția omului a fost din maimuță și nu din conștiința cristică sau conștiința divină, care a pus energia într-un șablon prin conștiința creației. Deci s-ar putea să cădem într-o capcană periculoasă aici. De asta zic că aici, cât despre cunoaștere, da, doar să ne mulțumim pe noi înșine. Da, se spune că mintea nu cunoaște niciodată adevărul. Așa că toată cunoașterea care o are mintea nu are nicio valoare pentru ca să-ți regăsești sinele. Sau... Clar că da, nu. Nu așa da, regăsești da, sinele. Da. Sinele, de fapt, ce face? El se caută el pe el însuși până la un moment dat. Până când, adică, de fapt, se caută. Caută să-și vadă toate capacitățile. E curios să vadă ce poate manifesta și manifestă din ce în ce mai mult. Adică creează. Creează prin mine. Printr-o mașină a corpului meu. Printr-o mașină a conștientului meu. El trece prin procesul. Informația aia pe care el o are și o cunoaște, este că o cunoaște, el este informația aia, o trece printr-un filtru al gândirii, adică a mai făcut un truc prin care să vadă oare ce mai pot să fac mai mult decât să fiu lucrul ăla, să o mai trec și printr-un filtru, ia să vedem prin filtrul ăsta cum iese această ceea ce sunt eu, cum se vede, e ca și cum am trece prin filtru camerei de la vederi. Ca și cum am pune un filtru suplimentar la camera de la vedere. Sau ca și cum am face niște, dacă știți, la tabletă și la telefon, avem niște setări de la cameră în care distorsionăm imaginea sau o facem mai frumoasă. Sau exact așa face și sinele. Mai pune filtre. Să mai vadă din curiozitate ce mai pot să mai fac. Și atunci, noi, dacă nu conștientizăm faptul că suntem sinele și că, de fapt, ne jucăm cu în această creație, ni s-a dat acest joc frumos din care ar trebui să ne bucurăm, eu o spun la nivel teoretic acum, pentru că și eu am momente când cad, să înțelegem, cu toții suntem oameni și eu sunt, dacă eram maestru iluminat, ziceam din tot sufletul. Așa vă zic, la nivel de teorie, ceea ce logic am înțeles. Și mi-am adus aminte acum o poveste a micului suflet. Povestea micului suflet a lui... o să vă spun și o să-mi amintesc și a cui este. E un autor foarte cunoscut. Micul suflet care era în rai, vorba bine în rai, metaforic vorbind noi acum, împreună cu alți, cu alte suflete mai evoluate, mai puțin evoluate și la un moment dat zice eu aș vrea să cunosc ce e aia iertarea. Oare cum pot eu cunoaște, scurtez povestea, oare cum pot eu cunoaște ce e aia iertarea, că aici noi nu putem cunoaște lucrul ăsta. Ce-o fi aia iertarea? Sunt foarte curios. Și el se zbânțuia de aici colo și tot imitea această întrebare. Și la un moment dat un suflet în vârstă, zice, cu experiență, îi zice, există o posibilitate să cunoști iertarea, dar trebuie să ții cont de niște lucruri foarte importante. Există un loc în care putem cunoaște iertarea. Și micul suflet, foarte agitat și vesel, zice, cum putem cunoaște? Vreau să cunosc iertarea. Cum o putem face? Vreau să o fac. Păi da, dar noi ne vom duce pe pământ și ne vom naște în niște corpuri și vom uita cine suntem. Și eu te voi lovi atât de tare încât tu o să te superi foarte tare pe mine și ai să mă ierți.
Și micul suflet zice, serios? Păi hai să facem! Îmi dau și lacrimele când mă gândesc la evenimentul la nivel macro. Și zice, hai să facem! Zice, da, dar important este să nu uiți niciodată cine suntem. Și iată că ei au ajuns pe pământ și sufletul mai în vârstă i-a dat una, metaforic vorbind, de micul suflet s-a supărat pe el și se pare că la un moment dat a uitat cine sunt. Și au fost pierduți amândoi, până când trebuie să se... Deci i-a spus așa, dacă uiți cine suntem, amândoi suntem pierduți. Amintește-ți cine suntem. Și atunci ne revenim. Da. În legătură cu povestirea asta, mai este întrebarea lui Gabi Stoica, pusă mai târziu, dacă avem liber arbitru înainte de a veni pe pământ. Deci povestirea asta e ca și cum am avea liber arbitru pe pământ. Asta e o povestire, bineînțeles, dar nu e avem... E o povestire, e o metaforă. Dacă... Da, e o metaforă. Da. Frumoasă metaforă. Da. Trecem mai departe? mai am aici. Deci, cine e dispus să sufere la infinit? Da, zice Domnul, nimeni nu vrea în mod conștient să sufere. Dar în subconștient, din nefericire, avem șabloane și părți care ne sabotează. De ce? Pentru că le preluăm fără să vrem, între 0 și 7 ani, preluăm toate aceste șabloane, comportamente, obiceiuri, tot ceea ce intră în contact cu noi, de la 0 la 7 ani, de la naștere până la 7 ani, noi preluăm ca fiind reguli de viață. Tot ceea ce vedem în jur și dacă la oamenii din jurul nostru, ceea ce vedem, sunt aspecte care ei se autosabotează pe ei, noi spunem că aia e o regulă de viață și așa trebuie să trăim. Noi nu avem conștient acolo să judecăm. Și atunci alea rămân bine înmagazinate acolo ca fundament, trece timpul, noi creștem, ajungem la 10 ani, la 20 de ani, la 30 de ani, am uitat ce era între 0 și 7 ani, dar el rămâne acolo, ca fundament de viață. Iar eu mă voi comporta în continuare pe fundamentul ăla. Și atunci, noi nu vrem să suferim, însă, în mod conștient, însă din subconștient, care e 99% din viața noastră, din timpul nostru, din ceea ce facem noi, din subconștient, vin aceste autosabotaje care ne fac să percepem aceste lucruri ca suferință. Și da, suferim. Nu vrea nimeni să o facă. Din păcate, realitatea asta percepută, așa e halucinatoriu, să nu spuneți că nu există om care să nu sufere. Și atunci, da, suferim, nu vrem conștient. Din păcate, subconștientul, până nu ajungem să ne cunoaștem pe noi înșine, adică subconștientul, trecem prin aceste experiențe. Important este să fim în prezent și să ne analizăm cuvintele care ne ies pe gură, comportamentul, atitudinile, gesturile. Mișc mâna, da? O fac din subconștient. Acum sunt conștientă că am spus lucrul ăsta. Până acum am mișcat mâna. Da. Îmi amintesc că acum un minut am mișcat mâna mai des. Era dar am povestire, făcut-o dintr-un comportament. O povestire scurt, așa, mai avem un minut din partea tine. Da. Buddha mergea cu cineva, nu știu, tot un discipol de-a lui. Da. Și la un moment dat a ridicat mâna și era o muscă. Și a alungat-o. Și după aceea, din nou, discipolul se uita la el. După aceea, din nou, a ridicat iar mâna încet și iar a făcut gestul, dar conștient. Deci l-a întrebat discipolul, de ce ai făcut așa două oară? Pentru că prima dată n-am fost conștient. Da, frumos, da. Bună treaba asta. Dar partea întâi s-a terminat și revenim după pauza de publicitate.